întâmplare. E mai veche, de acum vreo 8-9 ani, despre o mare iubire de-a mea. Cine e prietena ta? O fată foarte intenționată. O pasăre rară. Îmbătrânesc, Lena! Și din păcate, îmbătrânesc numai eu. Tu rămâi mereu tânără. Mă gândesc că ar fi timpul să avem un copil. Sunt îndrăgostită de tine. Povestea asta dumitale stranie. E straniu că am cunoscut și eu asemenea tuturor. Dacă ai ști cât am fugit de tine până te-am întâlnit, mi-a spus Doica că voi avea la început o dragoste mare, apoi va urma o alta și mai mare și voi fi foarte fericită. Și ce ți-am mai spus? Cred că momentul acela a fost cea mai desăvârșită descoperire din toată dragostea noastră. Tot ce a urmat n-a fost decât încercări de a regăsi vraja aceea fără început și fără timp. Tu faci ceva, tu creezi! Eu însă nu am niciun fel de dar, sunt doar o simplă femeie. Noi nu suntem o pereche din această lume. Dragostea este raiul nostru, dragostea fără furtună. Ileana se născuse doar pentru mine. Crezi că mai trăiești? Nu, nu cred. Acela a fost cea mai desăvârșită descoperire din toată dragostea noastră. Frate, nu-l caut de păduchi încă o dată. A dispărut din cadru. Ba, da, de tot să o urmăresc? Da, urmăresc. Urmă, tu ne! Mamă, dar nu, hai cu mine. Hai, zic că m-a luat și... Hai, acțiune, da? Zic acțiune. Acțiune. Dar, doar o simplă femeie. Noi nu suntem încăpute pe acest moment. Din această lume. Dragostea noastră nu se depunește. Deci nu-i... Pui-mi dacă ții mâinile așa!